Bună ziua, vă spun și eu. În primul rând aș vrea să felicit editura Humanitas și pe Andreea Răsuceanu pentru că, iată, s-au împlinit 2 ani de la lansarea acestei colecții de literatură română recentă. Cred că e foarte important ca o editură mare să investească, să ofere un plic în alb tinerilor scriitori sau scriitorilor care încă nu au spus tot ce au avut de spus. Și cred că aceasta este o miză intelectuală și culturală pe care ar trebui să și-o asume toate marile edituri de la noi. Acum, astăzi vorbim despre două romane foarte diferite între ele. Corina Sabău scrie un roman, aș spune eu, despre captivitate. Despre captivitatea unei femei, captivitatea pe care, în care te aruncă istoria, captivitatea unei condiții sociale și a unei educații și captivitatea, ca să spun așa, unei educații, unei situații sociale în care se află. S-ar putea să vă gândiți, citind un sinopsis al acestei cărți, că Corina Sabău ar încerca să facă din nou un experiment de tipul filmului 4-3-2 al lui Cristian Mungiu. Ei bine, eu am venit să vă spun că nu este nimic de acest fel. Corina Sabău reușește să spună o poveste care putea fi spusă doar prin instrumentele literaturii, prin instrumentele pe care doar literatura le putea folosi. Eu cred că ea este, într-un anumit sens, adepta acelei spuse a lui Kundera, care credea că un scriitor trebuie să vorbească, sau în roman ar trebui să se vorbească doar despre acele lucruri pe care doar literatura le poate spune și le poate spune foarte bine. Ea se oprește în special la interioritatea acestui personaj. De aceea spun că există o diferență foarte mare între ceea ce face Corina Sabău și un film ca 4-3-2. De aceea aș descuraja această comparație. Spuneam că ceea ce face Corina Sabău aici este o poveste, asamblează o poveste scrisă într-un regim intensiv, mai degrabă decât un regim extensiv, cum vom vedea că face Bogdan Răileanu. Ea mizează foarte mult pe a reda într-un ritm adeseori foarte intens și trepidant interioritatea acestei femei care practic este paralizată de situația în care istoria, societatea, într-un anumit sens și familia au aruncat-o. Și vedem cum urmărește această experiență, așa cum a spus și Andreea, fără urmă de patetism, fără a face o concesie afectelor acestea care ar fi putut să ducă cititorul după, să tragă cititorul în interiorul cărții, și reușește să facă acest lucru într-un stil foarte comprimat, foarte concis, dar care îți dă senzația unui flux care curge necontenit și care se întețește spre finalul cărții, atunci când povestea ajunge la punctul ei culminant. De asemenea, mi-ar plăcea să spun că și mie mi s-a părut o soluție narrativă extraordinară aleasă, aceasta de a încheia cartea cumva cu vocea fetiței protagonistei, care încheie într-un fel un cerc narrativ. De partea cealaltă, și aș vrea să îi pun câteva întrebări Corinei, dar o să le pun după ce voi vorbi și despre cartea lui Bogdan Răileanu, Teoria apropierii.
Bogdan Răileanu enunță cumva miza cărții sale încă din primele, din primul capitol al cărții. El spune prin intermediul unui personaj că își propune să facă disecția unei prietenii. Ei, ceea ce este foarte interesant și am descoperit că este foarte interesant în cartea lui Bogdan Răileanu este că această disecție a unei prietenii este făcută într-adevăr ca o disecție, este somatizată. Acolo există o metaforă foarte interesantă a ficatului prieteniei și el vorbește în cartea aceasta foarte mult despre extinție, despre lucrurile care dispar și care, la fel ca organele umane, ca propria noastră corporalitate, este expus îmbătrânirii. Practic, cartea lui Bogdan Răileanu este despre ce se întâmplă cu oamenii care nu își cultivă într-un anumit fel interioritatea și aceste relații de profunzime care s-au stabilit în copilărie de data aceasta. Este o carte care mie mi-a adus aminte de ce însemna să copilărești și și apoi să trăiești adolescența în anii 90. Există toate mărcile acelei perioade cu apariția culturii occidentale, prima, ca să spun așa, epoca de aur a MTV-ului într-un anumit sens. Noi suntem foarte atașați de această perioadă și el a reușit foarte bine să ofere un aer al timpului. În același timp, toată această întâlnire, să spunem că este vorba despre reîntâlnirea după 25 de ani între doi prieteni foarte buni, toată această întâlnire se produce la Veneția și această reîntâlnire, reîmprietenire se produce la Veneția, această reîmprietenire este pretextul pentru a săpa foarte mult în istoria și în memoria acestor două personaje. Ceea ce mi s-a părut mie foarte interesant este că, de fapt, există, ca să spunem așa, cel puțin două teme fundamentale. Tema pierderii credinței, fie că e vorba de credința în Dumnezeu sau în alte lucruri, în prietenie, să-i spunem, și tema menținerii, tema păstrării, tema accentuării credinței, tema sporirii credinței. Pentru că cele două personaje, unul dintre personaje este preot și celălalt personaj este jurnalist, așadar avem doi poli sociali foarte, foarte interesanți. Mi-ar plăcea să întreb pe cei doi autori, în special pe Bogdan Răileanu, prima dată, de ce a ales această temă a credinței, care apare și în romanul său precedent, Dinții ascuțiței binelui, și aș întreba-o și pe Corina Sabău, cum de ales să se ocupe tocmai de acest subiect atât de traumatic și ce a însemnat perioada aceasta de documentare, pentru că știu că s-a documentat în mod foarte serios pentru această carte.